Aceasta este prima plimbare a familiei Buhnici în autobuzul fără șofer. Suntem într-un autobuz autonom cu baterii care nu are șofer nici aici și nici acolo. Este doar un tehnician care monitorizează mașina, însă pur și simplu se conduce 100% singur. Are o grămadă de senzori și penii pe respectiv. N-are șofer. N-are șofer. Nu are șofer. Ăsta este autobuzul care nu are șofer. Și asta o face cu ajutorul unor lasere și niște radare care sunt instalate deasupra și pe exterior, de jur împrejur. Noi acum ne plimbăm prin curtea unei stațiuni, unui hotel. O să ne ducă la destinație și acolo se oprească automat. Are și ventilație, are iluminat, are camere care filmează în interior, că nu poți să lași autobuzul de capul lui. Are o grămadă de sisteme care îl fac să freneze automat. Suntem chiar avertizați că frenează foarte brusc în caz de obstacol, dar aici se descurcă fără probleme pe un traseu închis, în afara drumurilor publice, unde nu este deocamdată legal. Cum mi se pare? Îți place? Da? Da. Are 8 locuri plus încă 3 și mai pot să așez câțiva oameni în picioare. Și este un autobuz produs în Franța. Un autobuz similar merge și prin Las Vegas. Uite că, apropo, ajungem la destinație. Are un traseu predefinit, știe exact câte se facă volta asta aici în fața hotelului. Și apoi se va opri și deschide automat ușile. Ia pasagier și merge mai departe. You have a big inspiration? Yeah. Big inspiration? Yes. Can you mean speak? Thank you. Să deschizi butonul. Este și destul de compact, neavând motor clasic, neavând toate lucrurile pe care le are un autobuz obișnuit. Are două fețe și spatele și fața arată exact la fel. Aici este încărcat la o priză de 2.20. Are lasere și lidar aici, aici. Adică chiar dacă ar vrea să plece încoace, nu va putea pentru că sunt în fața lui. Mai are o cameră acolo sus, mai are încă un lidar. Și toate astea îi spun tot ce se întâmplă de jur împrejur. Are senzor și pe lateral, ca să nu se lovească în cine vine din porți. Și de asemenea, pe partea asta, la altă, pe aici, are același rând de senzori. El acum, spre exemplu, ar vrea să plece, dar eu sunt în fața lui și nu poate să plece de pe loc. De aceea m-a atenționat și a plecat mai departe, în direcția opusă. Asta are nevoie de șofer. Aia la altă nu. Și chiar dacă pare o chestie pretențioasă, chiar dacă pare pur și simplu o chestie așa de lux astăzi, gândiți-vă că va deveni o chestie cel puțin utilă și apoi chiar una economică pentru companii în astfel de spații. Cât costă carburantul, cât costă un șofer și care este durata de viață a unui astfel de autobuz autonom care poate să ducă oameni fără alte costuri. Deocamdată are un tehnician la bord din motive de securitate suplimentară, însă chestia asta nu va mai fi absolut necesară în curând. Deja merge singur și omul este acolo doar în caz de orice, sau poate ca oamenii să nu se simtă stresați că nu există șofer, pentru că oricum autobuzul se conduce singur. Cam atât despre autobuzul autonom. Asta a fost prima noastră tură. Ne-a plăcut. Ne-a plăcut cu autobuzul, nu-i așa? Autobuzul fără șofer. Dar acum o să mergem și mai eco, pentru că mergem să ne urcăm pe biciclete și o să pedalăm împreună. Mai puțin Ariana. Tu nu pedalezi azi. Pedalează, tati. Numai bine.